Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți organizează și desfășoară acțiuni pe linia respectării prevederilor Ordonanței de Urgență 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși și agresivi. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii din cadrul biroului au aplicat deținătorilor exemplarelor canine aparținând raselor periculoase de pe raza județului Mehedinți 32 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 20.500 de lei pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgențe 55/2002. De asemenea, neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane dacă atacul a avut loc constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți organizează și desfășoară acțiuni pe linia respectării prevederilor OUG 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși și agresivi. De la începutul anului 2022 până în prezent, polițiștii din cadrul biroului au aplicat deținătorilor exemplarelor canine, aparținând raselor periculoase, un număr de 32 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 20.500 de lei. Deținătorii unor astfel de exemplare trebuie să respecte următoarele obligații. În spațiile publice, câinii care aparțin raselor periculoase sau cu potențial agresiv trebuie ținuți în lesă și să poarte bodniță. Totodată, deținătorul trebuie să sporească atenția asupra comportamentului acestora în vederea menținerii unui climat de siguranță pentru cetățenii.